Proiectul Help Portrait a început pe 6 decembrie 2012, când au fost fotografiați mai mulți copii din Frumușița și Cuca, cărora voluntarii le-au oferit cadouri de Moș Nicolae sub formă unor donații, precum hăinuțe și jucării. A urmat apoi a doua întâlnire a proiectului pe 15 decembrie la sediul central al Bibliotecii Vea Urechea, unde o parte din copiii de la Centrul de Plasament Negru Vodă de la Asociația Inima de Copil au fost micile vedete ale unei ședințe foto în fața bradului de Crăciun. Încă de la început, de când am auzit de acest proiect, mi s-a părut unul ambițios și de bun augur. Este un proiect care îmbină maestria fotografilor cu partea lor umană și copiii nu au fost dezamăgiți de niciuna dintre cele două. Copiii au spus la clasă că s-au simțit ca niște vedete și nu este de mirare, pentru că erau fete care le aranjau părul, alții se ocupau de postură, alții îi fotografiau, îi filmau, așa că a fost o zi deosebită pentru ei, mai ales că prima lor venire a fost de 6 martie, deci au venit odată cu Moș Nicolae și când au revenit le-au oferit fotografiile și le-au ținut și o lecție despre fotografie, i-au introdus puțin în această lume fascinantă. Aseară, în închiderea proiectului, a fost realizată o expoziție de fotografii unde micuțele vedete au fost și ele invitate. De asemenea, lângă fotografii au fost atașate și mulțumirile copiilor aduse voluntarilor fotografi. Proiectul Help Portrait Galați 2012 a ajuns la final. Astăzi avem expoziția în care arătăm fotografiile ce au fost făcute în cadrul acestui eveniment. Fotografiile sunt atât portretele ce le-am făcut copiilor de la școala numărul 1 din Frumușița, copiii de la Centrul de Plasament Necru Vodă și cei de la Inimă de Copil. Pe lângă fotografiile ce le-au primit din partea noastră, fotografii printate, au avut și un mic curs foto. Au învățat bazele fotografiei și au încercat și ei aparatele noastre foto, făcându-și unul altuia mici imagini. Help Portrait este un proiect internațional cu caracter social ce are ca scop realizarea și oferirea de portrete cadou printate celor care nu-și permit să plătească o ședință foto cu un fotograf profesionist. Aflat la a treia ediție, proiectul a adunat un număr de 12 voluntari care spun că lucrează cu drag pentru Prichindei. Pentru mine a însemnat o șansă care mi-a fost acordată pentru a-i îmbucura pe copii, pentru a le face viața mult mai frumoasă pentru o fotografie. Știm și noi, o fotografie poate să strângă 1000 de cuvinte și poate dăinui 1000 de ani. A însemnat o acțiune frumoasă în care un grup de oameni s-a adunat fără prea multe discuții, fără prea multe pregătiri. Au fost în două locuri, la Frumușița și la Galați, și cred că au făcut fericiți și bucuroși și mai mulți oameni, copii și adulți deopotrivă. Help Portrait rămâne alături de tineri și în următoarele proiecte, următorul având loc la sfârșitul lunii aprilie.